Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi sunt pe data de 19 sau 20, nu sunt sigur. Am început să reașezăm un pic stupina, să o aranjăm, să o dichisim. Dar înainte de asta vreau să vă arăt ceva. Adică să zic ceva. Aici o să rearanjăm un pic. Albina iese foarte bine la zbor. Așezăm și noi trepiedul ăsta ca să putem prezenta ce avem de prezentat. Iată, aici avem trepiedul. Astăzi vom vorbi un pic de ce dăm două tipuri de turtă. O să vă arăt o secundă să rezolvăm aici și totodată o să filmăm și stupul în care a iernat în partea superioară, dar nu deschid decât prin folie, că am pus și eu folia. Și ați văzut la mulți apicultori mari că aceștia pun două tipuri de turtă în stup, mai ales la început. Jumătate energetică, jumătate proteică. Aici avem un exemplu de acest tip de turtă. Nu contează marca turtei, chiar nu contează, da, se vede foarte bine. Și aici am avut energetică, mai sunt vreo 200 de grame de energetică. Aici avem una proteică care, dacă s-a consumat 100 de grame din ea, dar așa zic eu, 100 de grame. De ce se întâmplă acest lucru? Acest lucru se întâmplă că de proteină cine are nevoie în primul rând? Albina bătrână, care a iernat în niciun caz, de ce nu are nevoie de proteică? Fiindcă ea are corpul gras și își va folosi corpul gras pentru a crește primul rând de puiet. După ce iese primul rând de puiet, eclozează primele albinuțe, acelea vor avea nevoie de proteină. Și la începutul perioadei de înmulțire, proteina o să o mănânce albina tânără. Albina bătrână nu prea se atinge de turtele proteice. Am văzut mulți care renunță la... O să filmez așa pe stupină. Am văzut pe mulți care renunță direct la turta energetică și trece direct pe proteică. O să o consume și pe aceea. Nu este o problemă. Dar dacă pui două turte, o să vezi o mare diferență. Acum ce se întâmplă? Turta energetică, zice mulți, eu nu pun, am miere destulă. E foarte adevărat, n-ai nevoie de a pune turte energetice dacă consideri că ai miere suficientă în stup. Dar dacă ai și miere și ai și turte energetică, adică îți permiți financiar să pui o astfel de turtă, totul va fi în regulă. Vor consuma energetică, mierea rămâne și o să ai un surplus de hrană în stup în momentul în care... Uite ce bine ies acolo. Azi toată ziua baie și a unul, ba celălalt. Și o să ai un surplus de hrană în stup pentru dezvoltarea coloniei. Mai vii, mai descăpăcești când e cazul. Asta în luna lui aprilie, să zicem așa. Acum ce să mai zicem, cam asta e cu cele două turte în stup. Mai încolo se poate începe, unde se poate începe cu sirop și turtă proteică. Deci după ce se termină perioada rece, imediat se poate interveni cu sirop și turtă proteică. Și când o să vină mult polen și vreți să colectați,
tot la fel, puteți să lăsați ori turtă proteică, ori nu colectați toată ziua polenul. Depinde de fiecare în parte. Bun, cam atât am vrut să vă zic azi. Totul decurge bine. Putem spune în această perioadă că am trecut cu bine de iarnă. Iată și acolo unde iernează mai mulți la un loc. O să arate un pic altfel stupina după ce o reamenajez. Iată cum am gândit eu să pun aceste cărămizi. Bun, până data viitoare, numai bine!